Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 124 ediție de analize economice, un proiect comun IRIS Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina IRIS Viitor sau pe pagina Privesc Eu. Astăzi vreau să vorbim despre rezultatele alegerilor, acolo unde sunt cifre, noi economiști întotdeauna ne place să ne băgăm și să le explicăm, să le interpretăm. Sper că va fi util. Deci datele care vă prezenta, sper că vă prezenta un interes pentru toată lumea. Haideți să începem, de aici vreau să spun că la mijlocul lunii octombrie, înainte de alegerile locale, noi am realizat o ediție în care am vorbit despre câți alegători avem, câți vor veni la alegeri. Apropo, atunci am estimat că vor veni aproximativ același număr de alegători ca și data trecută, chiar dacă tendința de prezență la vot scade continuu, iar tinerii la alegerile acestea au avut cea mai slabă prezență și atunci vreau să explic foarte clar. Nu vorbim de tineri care sunt plecați peste hotare. Cei care sunt în țară au venit cel mai puțin posibil din toată istoria Republicii Moldova, lucru care trebuie să trezească probleme mari la clasa politică, dar haideți să ne întoarcem la cifri. Am avut la vot 1.147.6 de alegători. Estimările noastre au fost de 1.145.000 de alegători, eroarea este de 2.6.000, este ignorabilă 0,2%, practic estimările noastre corespund 100% cu ceea ce s-a întâmplat în teren. Din ce cauză noi am estimat acest lucru? Care au fost argumentele noastre? Găsiți ediția numărul 120 de analize economice, acolo îi explic foarte clar, astăzi nu vreau să mă opresc. Dacă, la ce subiect? Dacă observați, 1.148.000 este cel mai mic număr de alegători pe care Moldova l-a avut vreodată la alegerile care s-au desfășurat pe plan național. Deci. Dar trebuie să explicăm, și asta este evident, că numărul populației scade. Și atunci eu am utilizat o cifră prin care estimez, dar care este rata de prezență la vot. Dumneavoastră veți găsi această rată și pe site-ul, pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Diferența dintre ceea ce dau eu și cecul este următoarea. Cecul consideră că pe listă în Republica Moldova sunt 2.771.000 de alegători și au venit la vot respectiv 1.147.600 de alegători. Cecul operează cu datele oficiale și, într-adevăr, pe listă avem atâția oameni. Eu îmi pot permite luxul să calculez câți oameni de fapt sunt astăzi în țară. Și conform estimărilor mele, în ziua de 5 noiembrie, în Republica Moldova, s-au aflat 1.970.000 de alegători, sau cu 800.000 mai puțin decât sunt pe listele electorale. De aceasta, eu consider că este corect să vorbim despre prezența la vot, nu de pe toți oamenii, cei care sunt în țară, evident că nu a fost prezent la vot, dar prezența obiectivă la vot, deci cetățenii care au rămas în Republica Moldova, au un grad de responsabilitate destul de ridicat și dacă ne uităm atent, prezența la vot a fost de 58,3%, aproximativ cea care a fost la alegerile locale de data trecută. Dacă ne luăm după prezența la vot și după oamenii din țară, noi n-am avut acum cea mai proastă prezență. Cea mai proastă prezență la alegeri locale a fost în 2007, când s-au prezentat 51,7% de alegători. Acum, dacă observăm, este cu mult mai sus. Din acest motiv, dacă noi știm câți oameni sunt în țară cu dreptul de vot, câți de ei vin la vot, noi înțelegem într-adevăr care sunt mișcările în societatea noastră, vin sau nu oameni la vot și în felul acesta putem da răspunsuri. Haideți să ne uităm prezența la vot după grupuri de vârstă. Încă o dată vreau să menționez, acei care spun că tinerii nu vin la vot din cauza că ei nu sunt în țară, îi explic încă o dată. Noi nu vorbim de tineri sau bătrânii care nu sunt în țară. Din tinerii care au fost în ziua votării acasă, la vot au ieșit doar 37,2%. Este cel mai mic rată de participare a tinerilor la vot din toată istoria Moldovei. Noi, cred că zilele următoare, voi pregăti o analiză tinerii la vot. Veți vedea, cel mai slab am avut 50%, am avut la alegeri prezidențiale 70% aproape, iar astăzi noi vorbim despre faptul că avem 37%. Bun, admit că noi avem datele Biroul Național de Statistică, datele privind tinerii în Republica Moldova la date din 1 ianuarie.
Haideți să considerăm că în timpul acesta au plecat undeva câte 1500 au plecat peste hotare în această perioadă și în prezent numărul lor este mai mic. Chiar și așa, ținând cont că au mai plecat din țară vreo 20.000 de oameni, avem maximum 39%. Dar aceasta voi face separat despre tine separat. Cert este un lucru. În timp ce bătrânii sunt în proporție de 80% la vot, tinerii sunt 37% și aceasta trebuie să trezească îngrijorare la toată clasa politică. De ce tinerii nu vor să vină la vot? Al doilea, am considerat aleși pe bărbați femei. Da, femei sunt mai mulți la vot din cauza că ele sunt mai multe. Dar, raportat la număr de femei, femeile au o prezență la vot cu 6% mai puternică decât bărbații. Altfel spus, ele sunt mai responsabile cu 6% decât bărbații. Femeile au o rată de participare de 59,5%, bărbații de 56,1%. Deci bărbații sunt mai absenți decât femeile, lucru care trebuie să-l cunoaștem. Împărțit pe regiunile Republicii Moldova. Cel mai bine s-a prezentat la vot și asta este pentru mine o surpriză, deci populația pro-europeană, populația care votează de dreapta, populația care votează partidele pro-europene, de această dată a avut, de ce spun de această dată, de regulă nu întotdeauna așa este, a avut cea mai bună prezență la vot, populația din centrul Moldovei a participat în proporție de aproape 65% la vot, ceea ce este îmbucurător. Din cei care real se află acasă, încă o dată repet. În municipiul Chișinău am avut cea mai slabă prezență, 50,8 din cei care sunt în Chișinău, la nord 57,8, la sud 61,1 și în Găgăuzia tot am avut o prezență destul de slabă, 58,9. Aceasta cred că se explică și prin faptul că cei din Găgăuzia își aleg adunarea parlamentară, adunarea populară, separat și acum ei au participat doar la alegeri locale, iar alegeri locale întotdeauna, inclusiv în Găgăuzia, are un interes cu mult mai slab. Pe raioane. Primele 10 raioane cu cea mai bună prezență la vot. Nisporeniu, 72,2%. Cred că trebuie dat medalie. Mai sus ca Nisporeniu nu există nimeni. Observați o prezență detașat mai mult ca la alții. Pe locul 2, Orhei cu 69,6%. Raionul Orhei, nu oraș Orhei. Și Telenești pe locul 3, 69,2%. Dacă observați, primele 3 sunt din centrul Republicii Moldova. De fapt, care s-a văzut rezultatele. Top 10 raioane cu cea mai slabă prezență la vot. Pe primul loc, de la coadă, municipiul Chișinău cu 50,8%. Cei din orașe, de fapt, au o prezență cu mult mai slabă, sunt mai apolitici, cei de la sat sunt mai responsabili, dacă spate voi folosă noțiunea. Municipiul Bălți cu 53,7% și Sângerie cu 55,2%. Deci acestea sunt raioanele cu cea mai slabă prezență. Restul, vedeți în spatele dumneavoastră, sunt toate scris. Acum am considerat, mă uit și pe partea politică, în ce sens? Avem votul în consilii raionale. Dacă în municipii, în orașe, în sate, consiliul local, primarul, este mai mult legat de persoană, în consiliul raional, noi de regulă avem un vot politic. Și atunci am uitat cum este votul politic dat pentru partide la nivel de consilii raionale. Și înainte de aceasta am vrut să văd cât de reprezentate sunt partidele în câte, din 35 de consilii. Avem consilii raionale, plus avem UTAG-ul, am considerat că o singură unitate, acolo nu au fost alegeri, am fost învățat pe fiecare localitate alegerile, și avem municipiul Chișinău, în total avem 35 de unități administrativ-teritoriale. Partidul care a fost reprezentat în toate unitățile este PSRM-ul. Pe locul 2 se află PAS-ul. PAS-ul n-a avut la alegeri locale, ei acolo au fost la nivel de sate și primării. PAS-ul n-a fost reprezentat nici într-un consiliu local din UTAG Găgăuzia. După mine este o problemă, partidul de guvernământ să fie totalmente lips într-o regiune atât de mare, cred că nu este cea mai bună opțiune, dar asta este. Pe următorul este Partidul Social Democrat European, are 32, și pe CRM-ul 32. Restul le vedeți dumneavoastră în spate, pe LDM-ul, pe DCM și alte partide, eu voi numi doar primele trei, restul dumneavoastră le găsiți ca să nu utilizăm timpul scump care îl avem noi. Cum s-a votat? Am luat și am însumat toate voturile oferite pentru partide,
având o mică problemă, Găgăuzia. Din simplu motiv că în Găgăuzia nu s-au ales autoritățile regionale, cum ar fi Adunarea Populară, am luat votul dat pentru alegerile la consiliile locale, ceea ce puțin ne distorsionează datele, dar sunt cele mai bune date posibile față de sondaje. Deci noi acum practic avem o fotografie a Republicii Moldova mai calitativ nu poți găsi. Și ținând cont că la alegerile locale în Găgăuzia se votează foarte masiv candidați independenți, eu luau vreo 60% din toate voturile, am separat candidați independenți, ca să nu-mi strice cifrele, și am lăsat toată Republica Moldova plus votul politic pentru partide din Găgăuzia, care sunt 20.000 de voturi. Nu este atât de mult, dar le-am inclus pe ele. Dacă ne uităm atent, PASO are 29,1%, deci în prezent am putea spune că votul politic pentru PAS la nivel național este de 29,1%, pentru PSRM e de 18,2%, pentru MAN este 8,1% și pentru Partidul Social Democrat European este 6,3%. Mai departe vă comenta, MAN a fost prezent doar în municipiul Chișinău, dar a luat un scor extraordinar de mare, în restul țării a fost absent, iar Partidul Social Democrat European în Chișinău practic a fost lipsă, dar a avut un scor destul de bun în celelalte regiuni a țării. Am putea spune că în prezent avem doi lideri clari, politici, PAS și PSRM, și pe locul 2 este Manș cu Partidul Social Democrat European, care unul are o problemă că este foarte puternic în municipiul Chișinău și lipsă în restul țării, alaltul are altă problemă, este lipsă în Chișinău și prezentă în restul țării. De fapt, acestea două partide, dacă ar fi împreună, observați că se compensează unul pe altul și ar fi o forță care ar lua cam 15%. Votul politic în municipiul Chișinău. Deci, vedem MAN 33,1%, PAS 32,2%, PSRM 9,6%. Aici, în Chișinău, foarte clar se văd două forțe politici care împreună au 2/3 din toate voturile. Regiunea din Nord. Regiunea din Nord, situația este altfel decât în restul țării, ea este o regiune așa mai specifică, PSRM-ul 30,6%, PAS-ul 20,2% și partidul nostru 9,9%. De fapt, partidul nostru doar în regiunea din Nord apare în top. Este clar din ce cauză liderul lor, Renato Osată, a fost acolo și chiar dacă de mult el cumva s-a dat la o parte, a reușit să mențină în acest partid. PSRM-ul în zona din Nord, știți, nu întotdeauna spuneam că Nordul este mai roșu, este pe primul loc, PAS-ul, pe locul 2 MAN, după cum am spus, se dispare, Partidul Social European tot este pe locul 4, dar am zis că număr primul 3. În regiunea de centru, PAS detașat pe primul loc, 35,4%, observăm că regiunea de centru votează PAS și restul partidelor relativ uniform, pe locul 2 PSRM-ul cu 12,38%, pe locul 3 Partidul Social Democrat European cu 10%, restul cu mult mai puțin. Regiunea de sud, iarăși PAS-ul domină cu 30,5%, PSRM-ul cu 18,4% și Partidul Social Democrat European cu 8,6%. Dacă observăm, Partidul Social Democrat European, cu excepția Nordului, că acolo are concurență cu partidul nostru și PSRM-ul, în restul regiunilor el se află pe locul 3 destul de stabil. În UTAC Găgăuzia este specific, aici avem PSRM-ul 33,4%, Partidul Prenaștere, sau cum se numește, în ce scuză, că nu mai știu, ele astea micuță, nici nu știu, 32,4%, când doar acolo în Găgăuzia, și Bugeacul nostru, este așa formațiune, eu fiind politolog, fac economie, așa că aici trebuie să fiu înțeles, am rămas surprins că avea așa ceva în țara noastră. Îmi cer scuze pentru ignoranța mea și în special pentru cei de la Bugeacul nostru, dar n-am știut dacă nu i-am fi văzut în Găgăuzia cu 17,1%. La nivel național ei nu contează nimic, dar sunt în Găgăuzia. Votul pe regiuni pentru primele 5 partide. Dacă observăm atent, PAS pe național 29,9% și în rest PAS domină în 3 regiuni, UTAC Găgăuzia excludem, deci avem în municipiul Chișinău, de fapt PAS-ul nu este primul loc, dar este sus, în centru și în sud PAS-ul este pe primul loc.
PSRM-ul este pe locul 2 la nivel național, în municipiul Chișinău este pe locul 3, la regiunea de nord este pe locul 1, regiunea de sud pe locul 2, UTAG-Găuzea pe locul 1. Celălalt nu contează, acolo UTAG-Găuzea sunt alt partid, de el nu contează la nivel național, de aceea nu este absolut nimic. Și am considerat să iau trei partide, să văd unde ei au cea mai bună, cea mai proastă prezență politică. PAS. PAS-ul cel mai bine stă în raionul Strășeni, cu 48%, practic. Pe locul 2 este Loveni, cu 45,4%, pe locul 3 Călăraș, 44,1%. Deși eu oare nu mai merg. Evident, Partidul Pro-European, cea mai bună prezență, are în centrul Republicii Moldova, care este cea mai pro-europeană regiune din Republica Moldova. La polul opus se află Taraclia cu 3,34%, după mine trebuie lucrat în Taraclia, se poate de obținut un scor de 10% fără probleme. Partidele pro-europene au avut în regiunea Găgăuzea și Taraclia până în 25% de voturi, așa că aici este un potențial neexplorat. Pe locul 2, municipiul Vâlz cu 13,6% și pe locul 3, Iedinețul, Nordul Republicii și 13,8%. Al doilea partid care vreau să-l examinez este PSRM-ul, care este unul din cele două partide naționale cu cea mai mare putere. Domn Dușeni pe locul 1, 55,32%, pe locul 2, Ocnița cu 50,39% și pe locul 3, Briceniu cu 45,3%. Deși oare numai mir, știți întotdeauna, Nordul Roșu, așa și-a rămas, chiar dacă s-a schimbat, s-a votat și pro-european, a fost într-o perioadă verde, dacă pot spune, dar oricum, pentru Dușeni e destul de comod să ajungă înapoi să voteze așa cum votează. La polul opus se află trei raioane din centru, Orhei, 5,32%, Teleneștiu, 6,34% și Aloveniu, 7%. Al treilea formațiune care am luat-o, nu am luat-o MAN din cauza că MAN este doar în municipiul Chișinău, restul nu este nicăieri, am luat Partidul Social-Democrat European, care, îmi pot permite să spun, pentru mine a fost puțin surprinzător că se vede atât de clar pe locul 3 din partidele din Republica Moldova. Cel mai bine stau în Șoldănești cu 28,7%, pe locul 2 Nisporeniu cu 27,3% și pe locul 3 Hânceștiu 23,4%. La pol opus municipiul Bălț, municipiul Chișinău și Rezina 0,5-0,6-0,7%. De fapt, ei sunt foarte slab prezenți în câteva raioane, practic lipsă, 0,3% asta nu-i nimic, dar foarte puternici, deci au așa anclave, unde se votează puternic, spuneți-mi asta, dacă ai peste 20%, după mine asta e mult. Deci asta a fost ceea ce am vrut să spun, iar pe final, încă o dată vreau să repet, tendința generală în Republica Moldova este descăderea prezenței la vot, la alegeri locale, după cum am spus și în ediția de numărul 120, prezența la vot este mai slabă decât la cea națională, eu am o singură îngrijorare, tinerii. Tinerii noștri devin din ce în ce mai absenți și încă o dată vreau să repet, nu vorbim de tineri plecați psihotare. Tinerii care au fost acasă pe data de 5 noiembrie și n-au ieșit la vot. Din 100 de tineri care au fost acasă, peste 60 din ei au considerat că trebuie să stai acasă, nu ieși la vot. Și aici fac așa un mic anunț. Colegii mei de la Iris Viitor au pregătit o analiză care sunt motivele din ce cauză oamenii nu iasă la vot. Zile următoare cred că voi face public, vom face public această analiză unde vom arăta motivele de bază care stau la decizia omului ca în ziua alegerilor să rămână acasă. Da, este și vremea rea când plouă, este și alte lucruri. N-a plouat, a fost foarte bine pentru 5 noiembrie. Deci, aia, pentru cei care fac politică, cred că le va fi util să știe și care sunt motivele din cauza oamenii decid în ziua alegerilor să rămână acasă. Vă mulțumesc și pe data viitoare!